Din prima noastră întâlnire, vreau să vă spun niște lucruri. Aș dori ca relațiile de noi să fie deschise, cordiale, și fără niciun fel de problemă. O să venim în comitetul director să desemnăm un purtător de cuvânt al spitalului și o să țină legătura cu dumneavoastră pentru toate problemele. În două moduri. Probleme adresate în scris și cu răspuns. Și pentru urgențe o să fie totul înregistrat pentru a nu mai fi probleme. Una din acele probleme era ce vrea să spun domnul. Deci, mă cunoașteți de când eram și la casă, n-am avut și nu am niciun fel de problemă cu presa, trebuie să respectăm transparente și materiale și Consiliul de Administrație conform legii trebuie să facă un proces de recuperare cu mine între vechea și actuala conducere managerială a spitalului. O să aibă loc. S-au discutat niște probleme de principiu, s-a stabilit un calendar al ședințelor, care trebuie să fie lunat, și cele extraordinare orice cât trebuie să ne voie. Se va schimba numărul de angajați de la spital prin realocarea celor indicați înapoi la spitalul indicați? Deci, după ce vom vedea deschis, redeschis spitalul indicat și acum sunt reprezentant ai Ministrului Sănătății de aici și sunt la Picaș, domnul președinte Consiliului de Țean, o să vedem. Din câte știu, se redeschid. Ce nu știu, câte paturi, de când și ce finanțare. Pentru că asta trebuie să întrebați pe alții lucruri. Nu poți să dai oameni de aici înapoi fără finanțare la Spitalul Picaș. Să fim corecți. A rămas în suspans și o dilemă majoră. Cine a închis spitalul din Bicaș și dacă el a fost închis? Noi am descoperit că nu a fost închis. Ministerul Sănătății întrebat și conducerile de atunci de la Consiliul Local Bicaș, Consiliul de Țean, da? Nu am date concrete despre acest lucru. Dar știu că s-a făcut pentru ordinul al Ministrului Sănătății. Nu e. O lege pentru ordonanță de urgență, din câte știu eu. La ce să se aștepte locuitorii din Neamț de la noua conducere a spitalului? Noua conducere a spitalului și-a propus să readucă acest spital, această unitate, la ceea ce a fost odată. Ca toți pacienții care sunt internați în spital sau consultați în ambulatoriu să primească ceea ce spune legea cu un personal care o să-și schimbe atitudinea după ce o să primească ceea ce trebuie ca să-și facă meseria de medic și de asistent pentru viitor și așa mai departe pentru a putea să nu mai spunem nu avem. Dar. Deci, ăsta e primul lucru. Nu se poate face imediat. Suntem la preluarea și radiografierea problemelor care au fost găsite de corpul de control al Ministrului Sănătății. Trebuie să le luăm pe fiecare parte, trebuie să remediem acolo de remediat problemele care nu sunt conform cu legea și să rămânim foarte bine toți banii publici, atât cei care vin de la casă, care vin de la Consiliul Județean, care vin de la Ministerul Sănătății via DSP pentru Comitatea de Primire de Urgență. Cu ultima întrebare vă deranjez, ați spus de problemele descoperite de cei de la Minister. Presa din Neamț nu a intrat în posesia niciunui raport. Eu am primit un raport de la Consiliul Județean pe care nu am avut raport de să-l
Deci, raportul este primit de Consiliul de Țară și Prefectură. E corect ca dumneavoastră să vă adresați dumneavoastră. Vă referați la un set de probleme și noi presa nu știam care sunt acele probleme deci, descoperite de la acele stat. Probleme care le-au, dacă n-am citit, n-am ce să vă spun. Mi s-a spus că sunt un set de probleme care trebuie să rezolvate. Dar vă spun acum cât sunt 49 de pagini. Este și spitalul de la Roma, de psihiatrie, dar la 5-6 pagini. Cam cât ar dura, cât ar plăcească va dura această perioadă de vedere, primire, radiografia problemelor, până să luați, nu știu, primele măsuri? Sau dacă aveți în momentul de față o măsură ce trebuie luată? Primele măsuri s-au luat de imediat, de vineri și de luni. Deci, în momentul de față, tomograful de spital vechi este în reparație și sperăm ca problemele de soft să rezolvă alte probleme. Celelalte probleme sunt de foarte mare complexitate. Sper să le iei de rând. Alea care sunt urgențe și am și mergem până la nu, având acest raport, știu de unde echipa pleacă. Avem un punct de unde plecăm. Ce va trebui de rezolvat de urmă? O să rezolvăm respectând legea și informăm. De ce e drept? Ce altă problemă să fie, pe parcurs, o să vedem. Am trei ani de când nu mai am avut legătură cu niciun fel de sector de spital, decât cu aprovizionări și alte treburi și pentru perioada când nu era un anumit material, medicament și alte treburi, am găsit modalitatea să le rezolv fără tam-tam și de ce e folosul ăla să face. Tot ce pot să aduc ca bani, sponsorizări, ca altceva, în afară de ceea ce ne ajută foarte mult domnul președinte Curții Tărâță, voi avea în vedere și chestiunea din mare prioritate. Să aduc bani, să fie cheltuit foarte judicios și acolo unde trebuie, la patru mâna. Știți cu ce datorie preluați unitatea de spitale 6? Și când sperăm să ajungeți? În jur de 120 de miliarde de lei. În jur de. Dintre care unele sunt mai vechi de un an, în jur de 26 de miliarde de lei. Vă spun, lei vechi e mai ușor pentru cei care citesc. Și vă ascult. Aici nu sunt incluse și facturile curente. Sunt doar curente. Deci, astea sunt. 26 sunt peste un an, alea sunt scoase. Restul sunt în termenul de valabilitate, 93. Am vrut să prea multe date și le dau o aproximație, n-are sens să le dau la leu pentru că nici nu știu. Aveți vreun mesaj pentru angajații spitalului legat de etichetele dumneavoastră? Am avut dimineața întâlnire cu liderul sindicat. Nu pot să spun nimic până nu văd ce angajamente pot să fac pe lună, ce sume primesc pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. De la casă a primit o rectificare și pe două luni avem finanțare. Decembrie știți că este plata salariului să face în ianuarie, de obicei.
Nu pot să vă spun nimic deocamdată. Este o prioritate a mea să găsesc modalitate de a găsi bani pentru bichete de masă. Încă o întrebare. Ați amintit de tichetele de masă și noi ne-am amintit de banii alocați rației alimentare pentru un bolnav trezit. Se poate face ceva în această direcție? Că din calculele care ne le dăduse directorul vechi, ieșea undeva în jur de 5-6 lei pe zi de bolnav. Alocația de hrană este stabilită prin lege. Modul cum faci hrana ține de priceperea bucătarului și celor de la aprovizionare. O să vedem care este necesar de alimente pentru perioada de iarnă. Avem de partea Consiliului de Țară cei care au fost aici, am văzut că au niște sposturi. Și eu sper ca masa să se îmbunătățească. Trebuie să am o discuție cu provizionarea, bucătăria și după aceea vă pot răspunde mai concret. Ce înseamnă, ce înseamnă sponsorizarea din partea Consiliului Județean? Domnul președinte, Consiliul Județean a fost dimineața la Lucrării cu un necesar. Și din partea firmei Codemului, pe cei trei brazi, de la Giro, primim niște cantități și de la director Simen, da, Fox, la primim niște cartofi, 5 tone de cartofi și 100 de litri de ulei convertibil. Asta înseamnă că o parte din necesarul pentru iarnă, îl avem fără bani. Trebuie să găsim diferența și să având de vedere și să facem așa fel cu banii alocați pentru hrană, să achiziționăm și diferența de legume și fructe și toate celelalte alimente de bună calitate și la prețul de pomenare. Pentru spital, nu pentru altceva de pomenare. Domnul doctor, având în vedere bugetul destul de mic de la casă, o casă, mai aveți și alte variante pentru că aveți spitalul să funcționeze mai bine? Mai sunt niște variante, dar trebuie întâi să le analizez, să discut și după aceea vă pot spune. Deci, în 2009 am găsit modalitatea să modificăm în plus acel indice de complexitatea cazului. Voi analiza să văd care sunt acum situațiile în urmă și ce putem face până la sfârșitul anului. Și voi ruga șefii de secție să se încadreze în toți indicatorii care sunt, care îi vor primi.